și-n toate, floare de latinitate, sub un cer cu stele sudice. De avem sau nu dreptate, de avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece. Fiți atenți, noi nu oprim muzica. Ei vă arată pașii, dumneavoastră încercați și I'm not afraid.
la bucurie. Sunteți lideri. Vă mulțumim cât de prevăzute aplicările destinului. Vom reveni mereu în liceul ce ne deschis nebănuite gânduri. Fascinante posibilități de realizare a personalității în drumul nostru spre devenire. Ghidați cu măiestrie de cei care au deschis către noi ferestrele luminii, păstrând o limbă maternă cu miros de poeme. Profesorii creează celelalte profesiuni. Ceea ce scrie un profesor pe tabla vieții nu poate fi șters niciodată. Următoarea melodie va răsuna pentru dumneavoastră, iubiți profesori. Pentru a delimita curiozitatea.
Bună seara, domnilor și domnilor, astăzi vă vom prezenta șirea excepționare din viața studențească. Lângă mine o am pe domnișoara Esmeralda, originară din Republica Moldova și care studiază la Universitatea Tehnică, Facultatea Știrii Europene, cursul 1. După cum știm, fiecare elev vrea să obțină, să obțină cât mai multe cunoștințe. Este adevărat, domnișoara Esmeralda? Eu nu știu cine aveți informația asta cu scopul, dar eu știu una și bună, că Anita ești pentru băieți. Povestiți-mi, cum merg studiile dumneavoastră? Excelent! Când îmi pune lectorul întrebarea, eu îmi fac cruci. Când răspund, el își face cruci și tot așa de bine. Dar cum a mers sesiunea dumneavoastră de iarnă? Normal! Numai la proba orală, profesorul ridică ochii spre cer și exclamă: Doamne, îndură-te de mine și fă măsuri că țin examenul. Și așa, noi cu asta scăpăm. Dar cum îi puteți caracteriza pe lectori? Seamnă foarte, foarte, foarte mult profesorii noștri de la liceu. Au aceeași vorbă. Sper să nu vă copiem. După cum știm, fiecare student are un vis. Care este visul dumneavoastră, domnișoare Esmeralda? Visul meu este să devin milionieră ca și mama mea. Dar ce, mama dumneavoastră e milionară? Nu, dar și ea visează. Acum, doamnelor și domnilor, vreau să vorbim puțin despre condițiile la cămin. Ce ne puteți spune? Știți, acum mi-aduc aminte de mama mea. Îmi spune: draga mami, acasă e raiul. Ei, dacă și aici ne putem jălui. Pe ghidii de rău avem o bucățică. Noi ne conducem după vorba aceea. Iată ce vrei de la colegii tăi. Fără voie. Știți, la noi la cămin, o cameră de 6 poate fi oricând împărțită la o cameră de 15. Sau telemobile audio s-au născut la telefon. Pe inscripții, pe ușile coridoarelor, poți găsi deseori fel de fel de afișe cu diferite servicii. Spăl parfii, 2 lei parfria, spăl haine, 5 lei haine, fac la xerox, uleiu 50 foaia, sau fac curat, 20 de lei de cameră și fiecare întreprinde ce poate pentru a câștiga o bănuță în plus. Dar ce mâncați dumneavoastră la cămin? Pe ce să mâncăm? La dejun, ceai, ce iuc, ce ic, ce iță, la samă de pui. Și cum preparați seama de pui? Sare pui, apă pui, morcov pui și apă pui. Pui nu pui, când ai și pui și mănânci pui, acasă e seama de pui. Foarte bine, vreau și eu să pun seama de pui. Dar la cină ce mâncați? La cină mă tot te vin bucate, răbdeți prăjite. Spuneți-mi ce sfaturi ați vrea să le dați viitorilor studenți. Vreau să le transmit că să plece la bibliotecă nu ca să se odihnească, ci ca să-și îmbogățească vocabularul cunoștințe. Rețineți, banul nu este totul. Cu bani poți cumpăra medicamente, dar nu și sănătatea. Cu bani poți cumpăra un ceas, dar nu și timpul. Cu bani poți cumpăra o carte, dar nu și cunoștințele. Mulțumim, domnișoară Esmeralda, puteți transmite salutărilor de acasă care acum vă puteți. Haide, tati, vă iubesc, vă pup, salutări, Alica, la cunești, iubești, doamne, tine! Mulțumim, doamnelor și domnilor, pentru prezență, vă rugăm să vă întrați pe vizite care sâmbătă, ora 5. Ne puteți privi pe posturile TV Ustea, TV Crocoșeni, TV Ciciulea. Vă mulțumim! Poți să urăști, nu poți să te separi de viață. Poți să fii doar fericit și împlinit. În ritm de dans se învârtează planeta, căci totul e prea măreț și prea sublim. În ritm de dans dansează liceienii, de mâini făuritori ai propriului destin. Dansul Răzășească e cel care va întregi atmosfera de bas acestei serii. Thank you.
te omenește. A-ți recunoaște însă greșelile nu este în puterea unui elev. Cunoaștem prea bine sentimentul vinovăției. Clipele când eram trași la răspundere pentru ghidușii, pentru fapte nelegiuite. Când în agende era frumos pictată o notă de 4 la comportament. Toate aceste momente se întâmplau la lecția diligenție și se prezintă și astăzi în fața ochilor noștri. Alte dăți, aceste lecții erau pline de laude și vorbe calde. Răvășite gânduri te înconjoară, drumuri ce s-au atins ori ba. Și anii a câta oară, cer să vii pe unde ai fost cândva. Iată ne ajungi și la ultima lecție a zilei de astăzi, lecția de diriginție. Diriginția va fi una mai deosebită. De ce? Deoarece vom face o retrospectivă anilor împreună cu foștii elevi ai liceului Teoretic Ciciulea. Subiectul lecției de astăzi este anii de școală frumoși mai sunt, ani de visări și de vesel cânt. Pentru început, vom viziona un filmuleț care ne va introduce în atmosfera anilor de liceu. Preparate pentru a-mi preparat. Cine este
Prima fotografie care a fost pusă pe ecran era clasa 1-a, anul 1963. Profesoara era doamna Zinaida Mihailovna Grecu, ea era după bărbat postulate, Dumnezeu să o ierte, ea a decedat în vară cu 2 ani în urmă sau 3. Razit că pe cei fotografii, cum am spus, erau clasa 1-a A și erau persoane care ședă la această masă, dar e o fotografie care mi-a duce minte. Era greu. Eram în brăcățeie și sandale, cum era la aduce aminte din tinereță și era bine. Eram copii, eram mai iunie, noi cei care ședem la această masă împlinim 40 de ani din când absolvim această. Folosindu-mă de ocazie că am acest microfon în mână, vreau să vă urez la toți mult sănătate, să aveți bucurie de copii, care aveți nepoți, bucurie de nepoți, să vă iubiți satul, că e satul nostru, nu e mare sau nimic cum e satul nostru, să vă iubiți profesorii care l-au învățat, să vă aduceți aminte de ei, fiindcă sunt niște aminte foarte frumoasă și vreau să vă spun că deseori ne ducem cu amintirea în copilărie și ne aducem aminte de școala de vale, de școala de la biserică, care am învățat clasa B, să aducă aminte de școala de la moară, Nadejda Ivanovna Bucliș nu este aici, dar colegii noștri din clasa B au fost prima lor învățare, da? Și a dumneavoastră, da? La cei care îți fac studiile astea în școală, le dorim dărzenie, le dorim să facă carte, fiindcă acum s-au terminat cu războaiele reci, cu războaiele ferminți, acum de loc se duc războiul minților. Cu cât mai mulți oameni deștepți o să avem, cu atâta o să fim promovați în lume și o să știe lumea, cum ne știe cu Valentina Cojocaru, cum ne știe cu Titus Jucov, Cuhneștiul știe cu Valentina Năforniță, descendentul tot la noi din sat, tatăl Core Năforniță. Deci, oamenii de rând sunt garnitura de tren, iar locomotiva o duc personalitățile. Doresc să avem mulți personalități, să fim cunoscuți. Prin ce sentimente au trăit? Stimați absolvenți, eu mă simt în rol de absolvent în această seară și trăiesc emoții de elev în fiecare zi când vin la școală. Îmi văd profesorii care mi-au pus condeiul în mână, îmi văd profesorii care m-au îndrumat pe calea cea dreaptă, îmi văd trecutul prin amintiri, îi văd tineri în suflet, și acum, însă, foarte mult pe încăruțiți și pe mulți, spre marele nostru regret, îi ținem, îi purtăm în memorie, fiindcă sunt plecați de printre noi, avem foarte mulți profesori care ne-au învățat și sunt în poze, dar s-au luat calea străinătății, de aceea nu sau au plecat în lumea celor drepți. Într-adevăr, trăim emoții de nostalgie, de regret pentru anii copilăriei. Sperăm că acești ani frumoși să ne rămână o viață în suflet, pentru că această perioadă de vârstă ne rămâne într-un colț adânc cu o viață întreagă. Și purtăm cu noi, oriunde nu ne-am duce, iarba verde de acasă, să ne ducem prin lume, nu ne lasă. Oricum în suflet rămân acei ani frumoși, acele chipuri modeste, acele vremuri trecute, îndepărtate, dar plăcute pentru noi, grele cum au fost, dar rămân pentru o viață întreagă. De aceea și colegii mei mi-am adus aminte foarte mult de cântecul de la moară, fiindcă acolo am luat cele trei clase, am mâncat miezul de răsărit printre gard.
de la Moravieni care duceau și făceau ulei. Și în Iază ne trăgeam pe piață cu Nadejda Ivanovna, Miloana, la Săriuș. Plăcute amintiri. Spre marele nostru lui Bernere, cei colegi care i-am fi dorit acum în astă seară, dar oricum ne mulțumim pentru prezența celor care au venit, le mulțumim tuturor pedagogilor care ne-au format ca personalități și nu cred că nu le purtăm respectul, le purtăm respectul și și recunoștința noastră și de aceea le mulțumim tuturor pentru faptul că mai sunt în sufletele noastre și încă și astăzi primim sfaturile lor. Vă doresc tuturor o seară plăcută și o răscolire a amintirilor de peste an la fel de plăcută. Lumea mică, lumea mică. Așa, lumea mică. Da, anii de școală, e o amintire foarte frumoasă. Mi-am adus aminte când am fost în Tomrei, pe urmă am fost pionier, din păcate consomoniști n-am ajuns. Da, amintiri frumoase când mai uitam cravata acasă, oare prin Giordani mai eram. Mulțumim la profesori că au avut multă răbdare cu noi, au pus o muncă foarte mare și am ajuns oameni așa cum suntem în ziua de azi. Mulțumim și îmi dorim multă sănătate, să iai pe Domnul în bază și să fii sănătoși. Promoția 2003. Aceste poze ne-au trezit amintiri frumoase și mulțumim în primul rând pentru ocazia care ne-a dat să ne întâlnim în seara asta cu colegii, cu profesorii, cu cei care ne-au ghidat în drumul vieții, care ne-au urmărit pașii și ne-au dat doar sfaturi bune. În primul rând mulțumim tuturor celor care au vegheat asupra noastră. Dorim tuturor celor prezenți în sală multă sănătate, multe succes în continuare și multe realizări. O boală de hârtie pe care va trebui să scrieți numele, prenumele profesorilor care v-au învățat, să vedem care promoție și aduce aminte mai mult. Ne-am învățat în materii profesori, dar că am uitat pe cineva să ne scrie. Alan Toma, pentru că de clasă, Tatiana Ivana, prima noastră învățătoare, Cezare Ghenci, Rotarie Ghenci, Galina Ivana, Raisa Dimitrina, Rucita Oleleana, Ivan Kirilovici, Ivan Constantinovici, Ivan Mihal Șamuncă, Vasile Evgenci, Ivan Vladimirovici, Tatiana Vladimirovna, Zinaida Ivanova, Ivan Vilici, Boris Ion, Lipă Simeona și mai mulți. La istorie, mesajul aici. V-ați adus aminte? Limba rusă, Urășana Vasilina, matematică, rusul Anton Ivanovici, muzică, Ivan Kirilu Cerjan, istorie, Ivan Vladimir Pagici, geografie, Mârza Ihil Iosici, biologia, Postolachin Valera Kirilovna, chimia, Albu Gărna Ivanna, educația fizică, Bobătrân Ivan Pasantin, limba moldovnească, Gorbaci Maria